Bună ziua tuturor! Iată-ne împreună din nou aici pe canalul meu. După o absență de mai bine de 3 luni, ultimul vlog postat a fost în iunie. Am postat și ieri un vlog de bucătărie și acela, normal după 3 luni, și iată-ne împreună cu un vlog de octombrie, în care mă voi referi la ceea ce am mai făcut eu în ultimul timp, ce cumpărături am mai făcut, dar mai ales restructurarea casei mele vreau să vă arăt. Dacă mă voi lungi mult și vor fi multe filmulețe de pus cap la cap, atunci voi face o serie de două vloguri despre acest subiect, partea 1 și partea 2. Astăzi suntem în 12 octombrie, ieri pe 11 octombrie a plouat, am și câteva imagini din ziua de ieri în care chiar nu am avut chef să filmez, dar mi-a venit ideea să încep totuși astăzi acest vlog pe care îl tot amând de o bună bucată de vreme, pentru faptul că am primit un colet de la Amazon Prime. Despre ce este vorba, haideți să descoperim împreună. Da, ați înțeles bine, nici eu nu m-am uitat și nu știu ceea ce este în pachet. Nu am văzut ceea ce este în pachet, pentru că știu ce este. Este vorba despre o floare Kentia, o floare artificială de apartament pentru interior. Buongiorno! Oggi 10 ottobre, è una giornata di pioggia e così vorrei iniziare il mio vlog di oggi. Da, și acesta este pachetul, are 2 metri lungime, sunt sigură că sunt 2 metri pentru că planta are 1,80 m. Da, aici sunt eu în această rochie splendidă care mă duce cu gândul la Bali. Am cumpărat-o din România, din București și este splendidă. O port în casă și mă bucur de ea. De ce o port în casă? Că este puțin cam scurtă ca să merg cu ea pe stradă, așa că am preferat să mă apropii ca să vedeți florile, care sunt minunate, sunt ceva de vis. Da, între timp au apărut și aceste flori la mine în aceste vaze, în vazele pe care se cheamă Imori în italiană și este legată de acea legendă siciliană mai degrabă. Da, astea sunt așa de superbe, îmi plac mult, sunt de plastic, într-adevăr, nu este prea feng shui să ai flori din plastic, dar am aflat de curând, vă spun repede, am aflat de curând că în vaze trebuie să pui mereu flori, să nu lași vazele goale. Eu pentru foarte mare perioadă de timp, aceste vaze le-am avut fără nimic, fără flori, fără nimic și am înțeles că nu atragi energii pozitive dacă ai vaze goale. Nu este feng shui. Da, cine este interesat de feng shui, puteți să vedeți că este adevărat acest lucru. După cum vedeți, aceasta este o statuie în formă de vază în care am pus acest vas cu orhidee. Îmi place mult, îl ador, ador această orhidee, așa cum ador acești trandafiri, culoarea roz piersiciu. După cum vedeți, astăzi este o zi însorită. Aceasta este strada mea, Leo, care este mereu prezent, jucăria lui aici pe jos și plantele naturale de această dată pe terasa mea, care am reușit să le punem. Aici mai avem de instalat acea perdea, pergolă
la fel ca și în partea aceea, după cum vedeți, cu iederă artificială. Și aici este la vecin planta pe care noi am făcut-o cadou vecinilor. Să trec la cadoul pe care mi l-am făcut singură. Dacă o să priviți acolo în depărtare, o să vedeți că mai am una, o plantă, palmier, tot artificială, care îmi place mult și mereu mă duce cu gândul la Bali. Am o mare pasiune pentru Bali, așa că va fi pe lista mea de dorințe de anul viitor. Anul acesta am alte planuri, o să vi le spun, bineînțeles, o să fiți și parte și voi din planurile mele, pentru că voi face vlog pe YouTube și o să vedeți unde am de gând să mă duc în acest an, să călătoresc. Bineînțeles că până voi pleca mai durează și voi mai posta rețete de prăjituri, să vedem ce idei mai am de mâncare și o să fim împreună. După cum vedeți, aici este Kentis, atelier del verde, și aici este chiar o plantă. Non capovolgere. Ah, deci trebuie să-l ținem în picioare. Asta înseamnă, deci la fel ca și cutia de televizor, trebuie ținută în picioare. Haideți că o să pun camera și o să-l desfacem împreună. Acolo sunt pernele lăsate așa un pic în dezordine, că a stat soțul meu la televizor și îi place să stea comod. Acolo este televizorul și îi place să stea comod, își pune și o pernă sub fund. Acesta este palmierul hollywoodian, se mai numește așa, așa am înțeles și eu în momentul în care l-am comandat de pe Amazon Prime, după cum v-am spus înainte, și are 1,80 m,
Mi se părea că e mai mare decât este, dar este suficient de mare, este superb, îl ador. Haideți că întorc camera să-l vedeți. A venit astfel ambalat, foarte frumos ambalat. Doamne, zici că e natural. Frunza este, parcă este, cum să spun, consumată, parcă e naturală. Doamne, și mici defecte au pus doar ca să pară naturală. Doar nu o fi naturală. Nu. E artificială. Eu am cumpărat-o ca plantă artificială. Doamne sfinte, o fi naturală. Nu, nu cred. Dar nu se știe niciodată. Ce surpriză. Îmi dau seama după pământ, după teren. Este destul de grea. Să vedem vasul. Da, deci este naturală și mai bine. Aici se vede după pământ. Eu v-am spus că mi-am dat seama după frunze. Eu am fost convinsă că e artificială, chiar îmi părea rău să fie artificială. Naturală este și mai bine, dar necesită normal îngrijire. Dar nu e de îngrijire, că nu-mi displace, e vorba despre lumină. Acum va trebui să o pun într-un loc foarte luminos, să aibă mereu și mereu lumină. Am ieșit la plimbare cu căței mei. Am ieșit, sunt aici la marginea orașului. Ok, cam așa arată. Și merg la pas lent. Și între timp voiam să vă mai spun referitor la restructurarea casei mele. Pentru a mai economisi din timp, pentru că apoi voi pune toate videourile care le-am făcut în luna august. Suntem în octombrie, restructurarea a fost în luna august, eu în septembrie am lucrat toată luna, așa că nu am putut să le pun în timp real, ca să spun așa, să postez acest vlog și să îl editez, dar nu este graba de pe lume, pentru că nu este un lucru extraordinar pe care l-am făcut, dar este super pentru mine, pentru că am reușit în sfârșit să găsim o persoană, un muratore, cum spunem noi aici, un meseriaș foarte bun care să ne lucreze. Sunt puțini în zonă, puțini buni, puțini care știu meserie cum trebuie și nouă ne-a trebuit așa ceva. Pentru că mai erau și alții, soțul meu nu a vrut să audă când i-am propus eu alte persoane, așa că am avut noroc. Am avut noroc de data aceasta să găsim pe cine trebuie. Lucrarea s-a desfășurat pe timp de o lună și ne-a costat 6.000 și 40 de euro. Am depășit cei 6.000 pentru că a mai fost nevoie de niște ciment în plus și am mai luat încă o pungă de ciment în plus. Da. În rest, ce să vă spun, timp de o lună noi am lucrat și eu și soțul meu. Am fost la servici de dimineața până pe la ora 4-5 eu și Gaetano până pe la ora 6 jumătate, chiar ora 7, așa că acasă am avut meseriașii și de fiecare dată când ne întorceam de la servici, vedeam câte ceva rezolvat, făcut. Vă arăt și străduțele din Acate, din orașul unde locuiesc. Aici se vede și Bela, Bela Leo pe aici prin spate.
Da, ia uite. Da, n-au treabă. Se plimbă, vor mereu în fiecare zi să îi scot la plimbare. Îmi face plăcere, face parte din ritualul meu zen, ritualul meu de conectare, de a fi aproape de animăluțele mele de companie care îmi dau foarte mult confort și sunt departe de stresul cotidian care presupune societatea și tot ceea ce este legată de rigiditatea unei societăți cu o mentalitate, așa cum se știe că este aici în Italia, respectiv Sicilia. Nu pot să spun că este diferită. Este diferită de mentalitatea românească, deși și mentalitatea românească are avantaje și dezavantaje. Da, aici în Acate voiam să vă spun că sunt multe case lăsate pur și simplu așa cum sunt, de ani de zile. Par abandonate, dar nu sunt. Costă așa de mult pentru lumea de aici probabil, să angajezi un zugrav, un meseriaș care spre exemplu, vă arăt imediat o casă care practic este lăsată așa cu cărămida la vedere. Este făcut doar primul etaj, după care este lăsat așa cum este. Da, aceasta este casa. Vedeți? Primul etaj este făcut, parterul este făcut și restul, celelalte două etaje nu sunt. Și am ajuns acasă de la plimbarea cu căței mei și voiam să vă arăt floarea. Kentis. Am pus acest vas din ceramică, l-am găsit pe terasa mea, l-am spălat fiind afară ținut. Am zis că mai bine îl introduc în interiorul casei și am deschis persianele. Le-am deschis în sensul că obloanele au un sistem de deschidere în acest fel. Deci de aici așa. Se vede că sunt cu praf. Asta este. Să las și puțin să intre aer. Da. Și așa că această plantă, Kentis, are lumină. Cred suficientă aici în sufragerie, asta fiind planta artificială. Nu știu dacă vouă vă plac sau nu știu dacă vă interesează acest argument, dar fac parte din viața mea florile și plantele și voiam să vi-l arăt și pe Buddha. Este o vază și în care am pus, bineînțeles, ca să nu las vaza goală, după cum vă spuneam cu feng shui-ul, să țineți și voi cont de treaba asta, am pus trandafiri albi. Da. Voiam să vă mai spun că afară este o vreme splendidă. Suntem în 12 octombrie, după cum mă repet, sunt la mânecuță scurtă. Așa am fost afară.
Cu ochelarii, deci este încă vreme de plajă. Mai avem niște materiale noi aici, în sufragerie, chiar și în spatele plantei. Sunt niște lucruri care le vom lua de aici în momentul în care vom sistema camera, dormitorul, camera da letto, voiam să spun. Așa, m-am așezat comod aici, chiar în fața vazelor mele pe care le iubesc. Sper că se văd bine, sper că lumina mă ajută. Deși am înlocuit toate becurile și credeți-mă că am, cred că 24 la lustra principală plus alte 4, 28 de becuri, le-am înlocuit cu cele cu LED economice. Fac lumină mai puternică decât lumina care am avut-o înainte. În vlogurile mai vechi se vede o oarecare lumină galbenă în sufragerie. Aici am pe Kitty, care vine să vă salute. Care vine să vă salute. Kitty! Amore! Amore de la mama! Așa! Între timp mi-a căzut ceea ce voiam să vă arăt. Două gadgeturi. Prima este aceasta. Cum să spun, este o fașă cu un loc pentru pus telefonul, da, care se pune pe mână. Este foarte practic în momentul în care ai mâinile ocupate, dar vrei să asculți telefonul, să ai telefonul. Ba chiar are această fașă, această bandă, are un loc pentru a-ți pune cheia, banii și auriculariu. Auricularul cu fire, probabil că la asta se referă. Eu am din fericire și cu fir și fără fir auriculare. Căști sau căști, nu căști, auriculare. Da, eu spun termenul în italiană, nu știu dacă și în românește se spune așa. Da, deci ce vă spuneam, vă arătam acest, să zicem, nu știu, mică gentuță, borsă, nu știu cum să o numesc, centură pentru braț, este ideală pentru cine aleargă, cine merge pe bicicletă, cine face o activitate și are nevoie constantă de telefon să-l aibă în apropiere, nu poate să țină geantă, nu poate să... Da, deci acea persoană care vrea totuși să aibă telefonul cu orice preț și ba chiar să asculte la căști, la auriculare, acest dispozitiv este foarte, foarte bun. Are un Sky. Așa. Se dă jos. Pe aici, bineînțeles, se pune telefonul așa după cum v-am spus. Haideți să vi-l arăt mai de aproape. Da, vedeți și domnișoara cu acest dispozitiv la mână. Nu a costat mult. 5 euro, în orice caz sub 10 euro. Așa, uitați și căștile. Deci aici se pun chiar firele. Are și un Sky, așa, și este practic. Sky are și aici. Îmi pare rău de unghiuța mea care chiar ieri mi-a căzut. Mi-am făcut unghiile cu acrigel și, din păcate, făcând treabă la bucătărie și curățenie generală în casă, chiar mi s-a spart, mi s-a rupt acea unghie, dar s-a spart practic, pentru că s-a rupt dintr-o dată, s-a desfăcut și, din păcate, până când am ajuns eu să o lipesc, s-a desprins. Vă mai arăt repede și acest pix, penna. Da, este un pix, dar nu oarecare. Uitați ce puțin a costat, un euro, da? Este cumpărat de la chinezi. Vă arăt și pe spate. Nu este un pix oarecare, ci este un pix touch screen.
Deci are un vârf aici, nu l-am desfăcut după cum vedeți, haideți să-l desfac cu voi împreună. Vârful este de 1 milimetru, deci grosimea urmei lăsate pe hârtie este de 1 milimetru, dar frumusețea acestui pix este utilitatea lui, în primul rând, pentru faptul că are acest cum să-i spun, capăt, care este parcă cauciucat și poți să, pe telefon, poți să îl aplici ca și pentru touchscreen, ca să nu utilizezi degetul, da? Acesta ține loc de deget. Apoi are un loc, stați să vă arăt, aici, da? Unde poți să așezi telefonul ca să stea în această poziție, așezat pe masă. Vedeți că este și prins de acest arculeț, are și un arculeț, așa că prinde bine telefonul în interior și poți să-l așezi în poziție verticală pe masă, da? Cam așa în această poziție. Eu nu am telefonul ca să vă arăt că l-am în fața mea, este telefonul cu care filmez. Apoi, o a treia funcție este aceea de scris, bineînțeles, scrie. Deci, după cum vedeți, are și în interior pix. Nu știu dacă focalizează. Perfect. Are un design frumos, are și un scris aici, are pardon, My Desk Office School. My Desk Office School. Deci nu este mare lucru, este doar un pix, dar are trei utilități. Asta voiam să vă spun ca și gadgeturi, toate legate de telefon, aceste două gadgeturi. Planta v-am arătat-o, mai am de arătat niște cadouri pe care eu în iulie de ziua mea le-am primit. Deci vă dați seama, trebuie să recuperez din urmă ce nu am spus, ce nu v-am arătat, ce nu v-am, nu știu, explicat. Sunt persoane pe care le interesează, persoane care nu, așa că eu mă bucur pentru cei care sunteți pe canalul meu, care sunteți cu mine. Mulțumesc și celor 10 persoane înscrise în ultima săptămână. Chiar dacă eu n-am mai postat, totuși persoanele s-au înscris cam în ultimul timp, să spunem așa, cam vreo 30 de persoane în ultimele 2 săptămâni, chiar dacă, repet, eu de 3 luni nu am postat nimic, ceea ce mă face fericită, ceea ce mă face să zâmbesc. Avem 24-25 de grade, seara mai coboară până la 18 grade, dar este așa de plăcut și de minunat în această perioadă anului că ador la nebunie luna octombrie în insula Sicilia. Voiam să vă arăt că mi-am mai luat o perdea de duș. Uitați-vă ce superbă este. Par diamante aceste jocuri de nu știu, de culoare, de transparențe, jocuri de transparențe, ca să le numesc așa. Aceasta este cada mea hidromasaj. O știți din vlogul cu spălatul covoarelor, cum spăl eu covoarele în baie. Acolo este făcut vlogul cu covoarele și perdeaua pe care am pus-o pe un suport, după cum se vede, din acela care se poate extinde și se poate lua foarte ușor, are un arc. Aceasta este baia și lumina este din aceea galbenă. Da, voiam să vă spun că îmi place foarte mult, am comandat-o de pe Amazon, am Amazon Prime. Spun Prime pentru că am abonament și nu plătesc transportul. Uitați cum se vede. Se vede, nu se vede. Deci este destul de transparentă, dar face niște jocuri de lumini așa de frumoase încât pare diamantată. Eu o ador. Am plătit 16 euro pe ea.
N-are sens să vă las link în descriere pentru că am înțeles că în România Amazonul nu funcționează, cel puțin așa mi-a spus o prietenă din Timișoara, că acolo nu funcționează. Eu stând în Italia, în sudul Italiei, mai precis insula Sicilia, cu Amazonul nu sunt probleme, sunt foarte încântată și voiam să vă arăt și această achiziție a mea în aceste ultime luni în care nu am mai postat nimic. Am schimbat locul meu, vreau să vedeți planta mea. Este superbă, eu o admir și o iubesc. Apropo de asta, v-am spus că nu vom merge anul acesta în Bali, dar îmi este la suflet Bali, așa de mult iubesc această țară, Indonezia, unde se află, lângă care se află acest Bali. Sper ca în anul viitor să ajung, dar până una alta mă pregătesc sau ne pregătim să vedem cum vom reuși să plecăm într-o călătorie în Spania. Intenționez cam 8 zile să stăm, 3 zile în Madrid și 3 zile în Barcelona. Sau invers, mai degrabă Barcelona și apoi Madrid. Să vedem, îmi țin pumnii singură, în sensul în care să sperăm că soțul meu va primi liber de la serviciu, va primi concediu aceste 8 zile și vom putea să plecăm liniștiți. Bineînțeles că va trebui să găsim cazare pentru căței mei timp de 8 zile. O să încercăm din nou la dog-sitterul nostru de încredere, doamna Angela, să sperăm că este liberă, că poate să-i țină. Oricum, organizarea nu înseamnă mare lucru, pentru că fac prenotare prin booking.com. O să vă arăt și unde și ce am făcut și ce prețuri am ales. Biletele de avion, care sigur o să le luăm prin agenția noastră de încredere. Avem prieten care are agenție și este și normal să luăm prin ei. Și nu că nu aș putea eu să comand online biletele, dar trebuie făcut check-in-ul și uneori nu reușesc eu în timp real, apoi uneori nu am internet dacă plec în exterior și în Spania și trebuie să fac check-in-ul. Oricum, mi-este mult mai comod să-l fac prin agenție, pentru că întotdeauna agenția, nu știu cum reușește, acest prieten al nostru, întotdeauna găsește prețuri extraordinar de bune, chiar mai mici decât găsesc eu pe internet. Are el ghișefturile lui, are el experiența lui de atâția ani în turism, lucrează de o viață în turism și toată familia, părinții lor, ei ca și copii, ca și fiu și fiică, lucrează în turism de atâția și amari de ani, așa că au o mare, mare, mare experiență. Cam asta a fost, dragilor. Prea multe noutăți nu am să vă spun. A fost o perioadă laborativă pentru mine. O să vă mai, pe parcursul acestui video, ați văzut că v-am mai explicat ce și cum am mai făcut noi la casă. Această restructurare trebuia făcută, au fost multe, cum să spun, multe lucruri care s-au distrus în timp datorită umidității, datorită prafului din această zonă, datorită poluării, bineînțeles, de ce nu, și mai ales datorită căldurii. Umiditatea am spus-o, dar nu am menționat ce era mai important, căldura mare sau diferențele de temperatură între caldul din timpul verii, căldura din timpul verii și frigul din timpul iernii, care este un frig umed aici în insulă.
Asta e casa mea, uite-te, palmierii, și aceasta e construcția pe care am făcut-o noi, despre care îți spuneam. Stai să-ți arăt strada pe care stau. Și asta e strada spre centru. Și asta e mașina soțului meu, Gaetano. Hei, dragii mei, astăzi suntem pe terasă. Astăzi suntem în data de 5 iulie 2020 și stăm aici puțin la umbră și la răcoare bate vântul și mă vedeți cu ochii puțin mai închiși, deoarece soarele este puternic. Chiar dacă stau la umbră, nu am cum să stau cu ochii deschiși. Mișc foarte tare camera, dar vreau să vă arăt terasa mea și să vă arăt cum arată înainte și după. De ce spun după? Spun după pentru că astăzi va veni meseriașul și prietenul nostru, Salvatore, care împreună cu soțul meu, cu Gaetano, vor pune paviment, o să spun așa, adică piastrelele de gresie, gresia, mai bine spus, pentru exterior, pe terasa noastră. Haideți să întorc camera și să vă arăt mai de aproape cum este înainte și apoi o să fac un film cum arată după. Secondo passo, questo si mette così. Fa pure la foto qua, signor. Guarda. No, no, è video. Ah, video, perfetto. Okay. Tutto quello che perfetto. Dice si registra e fa vedere. Già perfetto. Lui vede direttamente. E si mette di sopra. E già, questi due pezzi sono collegati. Poi si prende la statua, si poggia qui sopra. Fa il tubo che ci deve inserire. Questo è tubo. Fatto video, amo, questo è tubo. Questo è quello grande, quello piccolo l'ha inserito. Lo vede che c'è lateralmente. Sì, e qua, c'è un altro ancora. Okay. Un altro tubicino lateralmente che viene di qua. Esatto. Giusto? Qua, che esce l'acqua di qua. Perfetto, esce acqua di qua. E questo qua va inserito sotto la statua. Viene, sì. Questo viene inserito sotto la statua. E se ce la fa, riprendo pure qua. C'è un tubo bianco. Sì. Perfetto. Okay. Che va collegato con questo. Questa è tutto, giusto? Là c'è la presa, la riempiamo d'acqua. Sì, sì. Se eventualmente di questa qua, di qua, va bene, io non lo so. Da dove devo? No, si riempie questa vasca. Quella vasca, sì, sì, qua si mette acqua, qua si questa mette sarebbe, acqua. Sì, si fa piena, bella piena. Che l'acqua entra qui dentro e il motorino la manda in questa bocchetta di che esce l'acqua, è qua. Nella statua. Ok, nella perfetto, benissimo. Eventualmente questo, diciamo, non entra bene nel tubo della statua. L'ho riscaldato un po' con l'accendino. Questo. Perfetto, ok. Eventualmente nel funzionamento, vedete che funziona male, esce poca acqua. Probabilmente qua c'è una retina. Ci sarà qualche pezzo di carta, foglie, qua che ostruisce il passaggio dell'acqua. Ok, sì. Quindi basta liberare qua e tutto funziona. Il motore comunque già è provato, già funziona, già testato. Anche il motore c'ha il filtro dentro. C'è una spinetta. Perfetto. Quindi, però sono due filtri. Però certo. C'è una bella fontana comunque questa. Ok, grazie. Sì, sì, bellissima. Adesso paghiamo, va bene? Ok, i ragazzi.
Perfetto. Penso che la spiegazione fu semplice comunque. Sper că v-a plăcut, sper că măcar ceva ați găsit interesant în tot acest vlog. Un singur lucru, dacă v-a plăcut și pentru mine este extraordinar. Până data viitoare, vă îmbrățișez, vă doresc o lună octombrie splendidă, o toamnă minunată și ne vedem pe curând! Ciao!